posibilă sarcină, trebuie ca viitorii părinți să aibă o alimentație cât mai sănătoasă. Acum, eu înțeleg din întrebarea asta că sănătos ar trebui să mănânce numai gravidă sau bocor. Întotdeauna, de când se naște femeia. Cât de nocivă este cafeaua? Dacă, de exemplu, persoana în cauză consumă zilnic o cană, o ceașcă. Da. E un mit. Sunt multe mituri în medicină. Cafeaua este o plantă ca oricare alta. Nu face rău. Dar combinația cafea cu lapte. Dacă cafeaua nu face rău și laptele nu face rău, zici, nu, dar am o observație la cafea, că toată lumea bea cafea. La noi, la biserică, după fiecare liturghie, cineva pregătește cafea și toți se înoriași când ies în biserică, beau o cafea. Problema este alta. Există și aici cafea bio și cafea convențională. Cafeaua convențională este prăjită 40 de minute la vreo 400 de grade și are 4% cafeină în ea, plus niște euri, arome, insecticide pe cafea azotat să crească mai multă și așa mai departe. Și cafeaua bio este prăjită 17 minute la 200 de grade, are 2% cafeină și nu are nimic din aditivii pe care are cafeaua convențională. În al doilea rând, apropo de originalitatea poporului nostru, poporul român este singurul popor care fierbe cafeaua. Nici turcii n-o fierb, eu aduc la 70 de grade, așa, și niciun alt popor. Eu am făcut odată o cercetare la Baia Mare, acum 30 și ceva de ani, la minerii de acolo și a venit un director de mină din Africa de Sud și i-au dat o cafea din partea directorului acolo, l-au servit și secretara directorului, fierbea cafeaua de 3 ori, de la stânga, la dreapta, nu știu, 4 ori, clopote mai mici, mai mari, tot pe un ritual așa. Și ăsta când a gustat-o, a căutat o chiuvetă. S-o scuipe, a zis, asta e cafea fiartă, e toxică, cum îmi dați așa ceva? Cafeaua se infuzează, e o plantă care se infuzează, exact ca un ceai. Se toarnă apa fierbinte peste praful de cafea și se lasă 10 minute. Cât la sută din boală are corespondent o patimă? Da, există un capitol mare în conceptul de medicină creștină, care se cheamă cauzele spirituale ale bolilor. Multă vreme s-a considerat și în teologia mai populară așa, că păcatul este principala cauză a bolilor. Este așa. Dar să nu se înțeleagă că toate bolile vin de la păcate, ar fi o greșeală. E important lucrul acesta. Iată, de exemplu, în Ioan, capitolul 11, găsiți episodul cu vindecarea orbului din naștere. Ce întreabă apostolii, ucenicii? Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Și ce răspunde Mântuitorul? Nici el, nici părinții lui. Cum? Ce să-ți arată slavă lui Dumnezeu. Nu. Aia e în capitolul 9. Să se arate lucrarea lui Dumnezeu. No. Câte lucrări nu sunt lipsite de slavă? Nu. No. No. Lucrarea lui Dumnezeu. În capitolul 9, când e vorba de Lazar, ce spune Mântuitorul? Această boală nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. De ce este spre slava lui Dumnezeu învierea, moartea și învierea lui Lazar? Pentru că atunci au decis evreii să-L omoare pe Hristos. Jertfa Mântuitorului atunci s-a hotărât, în ziua aceea. N-au mai răbdat, pentru că Doamne face o minune, două, trei, chiar
Deci, după aceea, Apostolul Pavel spune în două locuri. Dat-o mi s-a un ghimpe în trup ca să nu mă trufesc. Iată o boală organică, somatică, care e foarte bună, pentru că făcea profilaxia cele mai grele boli sufletești, care era mândria, trufia. Deci aici nu, nici el nu era supărat că Dumnezeu a îngăduit această boală. Ce boală avea Apostolul Pavel? E un verset în Galateni, care zice, o galatenilor, eu știu că dacă ați putea, ochii voștri mi-ați da. Avea o tulburare de vedere cu care a rămas de pe drumul Damascului. E bine să reținem că există multe cauze ale bolilor. Claude Larcher scrie într-o carte a lui că există 8 cauze pentru care sfinții cei mai mari se îmbolnăvesc. Și uneori cauzele sunt așa. De ce e bolnav un sfânt? Luați cele 12 volume din Viețile Sfinților, eventual cele editate de Ioaniche Bălan, și o să vedeți că doar vreo 10% din sfinți au murit în pace. Așa apare expresia asta. Au murit în pace și s-a săvârșit în pace. Restul, ori boli, ori tăierea capului, ori martirizat sub diferite alte forme, ori surghiuniți, ori așa. Deci, sfinții cei mai mari se îmbolnăvesc. Spune Claude Larcher pe o literatură extrasă din Sfinții Părinți, din Filocalii și din literatura patristică, unii se îmbolnăvesc numai și numai ca să fie pildă celor din cetate că sunt atât de virtuoși și suferă de boli și nu cârtesc la adresa lui Dumnezeu. Deci, un creștin simplu are de învățat de la ei. Alții se îmbolnăvesc pentru ca să ia asupra lor suferințele altora. Am avut la Spitalul Sfânta Irina o pusnică autentică. Știți că există pusnici autentici și în zilele noastre, da? O maică care a purtat două cancere timp de 17 ani și care ultimii 10 ani i-a petrecut într-o colibă sub un stejar la 2000 de metri altitudine în Giumalău și în Rarău. O sfântă în cel mai profund înțeles al cuvântului. Am greșit o lună de zile înainte de moarte și la un moment dat s-a agravat foarte tare. Am transferat-o la Spitalul Municipal pentru că a pierdut o cantitate enormă de sânge. N-a murit atunci. Dar acolo a avut o ieșire. Ea era foarte răbdătoare, nu-i auzeai glasul, nu? În momentul acela însă s-a agitat, a avut o agitație psihomotorie, a țipat foarte tare, așa până când s-au adunat doctori în jurul ei și l-am sunat pe Mitropolitul Teofan, pentru că era din Mitropolia lui, și i-am spus, uite, rugați-vă pentru această maică din Mitropolia dumneavoastră, pentru că e într-un moment extrem de greu. Și el mi-a făcut referire la Claude Larcher și mi-a spus, nu se știe în care parte a bisericii sau a lumii în momentul acesta unui om îi se ușurează durerile. Pentru că pe ea o doare foarte tare. Și asta este imitatio Christi, este urmarea lui Hristos. Un sfânt de două ori, de trei ori ne apare nouă în Scriptură și la Isaia odată și Apostolul Petru, cred, reproduce cuvintele lui Isaia în care spune despre Mântuitorul acesta, neputințele noastre le-a luat și durerile noastre le-a purtat. Deci, un sfânt autentic îl urmează pe Hristos și din punctul acesta de vedere. Cu
Cum trebuie să abordăm problema cu cardul de sănătate? Acum 4 ani, 5 ani, poporul român a fost din nou original, singur în lume atunci, și a acceptat cu ușurință cardul RFID, adică un pașaport care era făcut cu un chip RFID, cel mai performant din punct de vedere informatic și de ce s-a aprobat atunci? Pentru că poporul român n-a zis nimic, adică l-a acceptat. Pentru că Parlamentul României a zis că trebuie să fie aprobat, Guvernul a zis că trebuie să fie aprobat și Sinodul a zis că e bun. Deci l-au aprobat. Acea tehnică RFID permitea schimbarea identității de la distanță. Deci dacă dumneavoastră treceați cu un pașaport prin fața unui specialist IT-ist în problema RFID, de la o distanță de câțiva metri putea să vă schimbe pe card în loc de Gheorghe Ionescu, John Smith, sau nu știu ce. Așa. Erați alt domn după ce treceați mai încolo, 2 metri. Acum 6 luni, Curtea Europeană de Justiție, dar e bine să vă spunem că niciun alt popor european și niciun alt sinod ortodox nu a fost de acord cu chipurile RFID. Eu am prefațat o carte scoasă la o editură, Predania, care avea în ea actele sinodale ale celorlalte biserici ortodoxe legate de problema asta. Și toți au zis nu. Ei bine, parlamentarii, guvernanții, dar în paranteză trebuie să vă spunem că legea aceea de acum 4 ani, 5 ani, prevedea că toți parlamentarii, toți miniștrii, toți ierarhii, toți puteau să aibă și pașapoarte normale. Și Curtea Europeană de Justiție, acum 6 luni, a anulat această posibilitate. Deci a dat o hotărâre prin care a interzis chipurile RFID pe actele de identitate ale europenilor. Punct. Cardul de sănătate actual nu are tehnica RFID. Acum 4-5 ani, profesorul Astrăstoie a călătorit în America și el și-a făcut un pașaport cu chip RFID. Și când a ajuns acolo la graniță, ofițerul l-a chemat pe colegul lui și a zis: vino să vezi un pașaport RFID, că noi am învățat la școală, dar nu l-am văzut. Practic. Acest pașaport RFID avea o pastilă cât unghia și putea genera 66 de pagini scrise informații despre omul respectiv. Dacă luați acum un pașaport nemțesc, care vreți dumneavoastră, care are și el un chip, dar nu e RFID, el poate genera 6 pagini de text scris. Ok, s-a anulat tehnica RFID prin hotărârea Curții Europene de Justiție, acest card de sănătate la care se referă întrebarea nu este RFID. E un card de sănătate care are în plus și un cod ca la bancomat care îi aparține bolnavului și medicul de familie nu poate să-l citească decât dacă bolnavul îl dă. Din punctul ăsta de vedere este protectiv. Șopârla este însă acea declarație de care vorbeam mai înainte cu donarea de organe. Cu asigur că cum să vă exemplific așa, fără pe mine, să zicem, nu mă poate păcăli. Dar există riscul pe sute de oameni de la țară, de la mai în vârstă, care nu văd bine, care, nu știu, cu probleme de sănătate sau care nu cunosc problema asta sau nu interesează, să poată fi păcăliți. Aici trebuie atenție. Cum ne putem feri de codex alimentar? Uitați cum vă puteți feri. În anul
2002, a apărut în România o hotărâre de guvern unică în lume. Deci, o asemenea hotărâre de guvern nu s-a mai dat nicăieri pe planeta Pământ și niciodată din toată istoria. Adică guvernul obliga poporul român să mănânce sare cu iod, și hotărârea de guvern era exclusivă. Deci nu lăsa o variantă, cine nu vrea să mănânce mânce de altă. Toți sunteți obligați să mâncați sare cu iod. Ne-a atras atenția un caz care l-am avut noi, o doctoriță, ca pacientă, care a făcut două șocuri anafilactice la iod și când a apărut hotărârea sa de guvern, se ducea în Bulgaria cu mașina și își ascundea niște sare normală pe sub scaune și iar se ducea peste o lună și mai aducea și așa mai departe. Și mi-a mai atras atenția caracterul anormal al unei hotărâri de guvern. Abominabil. Adică guvernul dă o hotărâre prin care își obligă poporul să mănânce ce vrea guvernul. Dacă totul așa merge, așa pe linia asta, atunci la anul putea să apară o hotărâre de guvern ca tot poporul român să mănânce benzină. Care e problema? Sau niște cuie. Dacă e hotărâre de guvern? Bun. Și atunci am scormonit în biblioteci și am aflat că un asemenea experiment s-a mai făcut de 3 ori în lume. La o scară foarte mică. Nu prin o hotărâre de guvern dată asupra unui popor. Ci pe o școală, pe un cătun și pe o mică provincie din Australia. Și după 3 ani, experimentul acesta a fost oprit pentru că în populația respectivă au apărut cazuri grave de cancer tiroidian, de bază, de alergii, etc. E bine, eu am scris un articol atunci, a apărut în presă și a doua zi m-au și sunat la Ministerul Sănătății. Și mi-au zis, era o doamnă șefa Poliției Sanitare, o singură dată, dacă mai scrii ceva împotriva hotărârii de guvern, îți ridicăm dreptul de liberă practică. Sigur că am avut după aceea o discuție cu ea, în care s-a cumințit, așa, și după m-am informat bine ce a stat la baza acestei hotărâri de guvern. Și în nota de fundamentare scria că poporul român este hipotiroidian. Poporul. Eu am cerut atunci oficial statistica bolilor de tiroidă de la Centrul Național de Statistică Sanitară și am primit răspunsul că în România sunt 8800 de hipotiroidieni. Deci era clar că nu ăsta era motivul pentru care au dat această hotărâre. N-avea cum să fie. Până la 20 de milioane, mai e mult. Aia ce fac? După 5 ani am refăcut statistica bolilor de tiroidă din România. Cancerul de tiroidă s-a dublat în România în acești 5 ani. Hipertiroidia, boala numită Bazedov, a crescut de 5,6 ori. Alergia la iod a crescut de vreo 3 ori, iar hipotiroidia, care sperau ei să o eradicheze, a rămas neschimbată, în jur de 9.000 de cazuri. Atunci, ce am făcut? Am rugat un ziarist să publice această statistică a mea, eu am iscălit-o, și să dea cât poate el de tare, așa, jurnalistic. Guvernul bagă cancer, un tiroid al românilor, o chestie de asta așa, care era și adevărată, dar, sigur, putea fi exprimată și mai blând, dar el a făcut scandal, cum s-a zice. Și după 2 săptămâni, l-am sunat și l-am întrebat, domnule, te-a sunat cineva de la Ministerul Sănătății? Nu. Consilierul pentru Sănătate al primului ministru? Nu.
consilierul pentru sănătate al președintelui. Nu. Avocatul poporului. Nu. Nu mi-a dat poporul român, te-a sunat? Nu. Așa, de-aia e codex alimentar. De ce țara noastră acceptă practicile nocive care frământă sau fărămițează populația? Prima întrebare. Păi nu, să pun și o întrebare. Ce înțelegeți prin țară? Da. Cine a pus întrebarea? Guvernul. Guvernul? Așa credeți noastră. Guvernul e țara? Nu, nu, guvernul ia bucurările, nu le prezintă. La guvern am vrut să mă refer, mă scuzați. Așa, așa, da. A doua întrebare. Donarea de organe influențează reînvierea? Trupul nu este doar un veșmânt? Da. Nu știu ce e reînvierea. Adică știu ce este învierea, dar... Poate învierea. Am greșit. Reînvierea e un Ați observat că avem surflori, avem vise. Doamnă, la întrebarea aceasta, deocamdată nu se poate răspunde. Eu nu pot să răspund la cea de-a doua. Tot ce pot să vă spun este că acum 4 ani l-am invitat pe Heroteus Vlahos în România, la Fundația Sfânta Irina. S-a dezbătut această temă. Nici el n-a putut să răspundă. Și un mare teolog, și duhovnic, și mitropolit, unul din cei mai mari care există în viață, mi-a spus că în muntele Athos există un călugăr care a suportat un transplant de cord. Un singur caz. Și 6 luni după transplant, a pierdut puterea de a face rugăciunea inimii. I-a fost imposibil. După aceea și-a revenit încet, încet. La transplantul de organe duble, e mai ușor să vă răspund. Că acolo depinde foarte mult de donator dacă face dintr-un spirit de jertfă sau nu. La organele unice, problema e foarte complicată. 10 ani cât am predat la Facultatea de Teologie, în fiecare an am pus întrebarea studenților, la fiecare congres unde m-am dus am pus această întrebare, cum e cu transplantul de organe unice? Nu s-a putut răspunde. Respectiv, dacă aici este donatorul de inimă și aici e primitorul de inimă, în momentul în care chirurgul decupează inima donatorului, care e sănătoasă. Ce face sufletului? Puteți să răspundeți? Însoțește inima sau se duce la Dumnezeu care l-a dat? Nu puteți să răspundeți. Vedeți? În moment? Poziți? Însoțește inima. Ok. Însoțește inima. Sufletul e un verset în Vechiul Testament care spune că umple toate cămările trupului. Aici este primitorul. În momentul în care îi scoate inima și o aruncă la crematoriu, că asta se întâmplă, ce face sufletul? Este aruncat. Rămâne asupra trupului sau se duce la Dumnezeu? O ființă cu două suflete și un trup nu e posibil antropologic. Noi ne învață teologia. E complicat. Nu știu ce am întrebat. Pentru că m-am contrazis cu cineva care spunea că dacă trupul nu este întreg după moarte, nu are șansă când vine a doua oară Iisus ca să învie. Păi dacă un om i s-a amputat piciorul într-un război, da, chiar credeți că ăla nu are șanse la înviere? Păi tocmai, de aceea v-am întrebat. Da, 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 sunt da, de da, ok, e bine. Mulțumesc. Da. Bine. Ce sfaturi ne puteți da legate de apă? Ce tip de apă este bună? Păi e foarte important întrebarea asta. E foarte important. În România și în tot sudul Europei, până la Portugalia, încolo, până la 55 de metri, există apă cu nitriți, de la cele 30 de milioane de tone pe an. Da? Dar abia după 80 de metri începe să apară o apă fără nitriți.
Așa. Idealul este să, să avem un puț propriu în curte. Dacă acest ideal nu poate fi... Apa distilată, nu-i mai bună? Apa distilată, apa moale. Nu. Apa distilată e foarte săracă, nu are nimic în ea. Ca să, a existat un caz aici în București, o fată de 29 de ani, acum vreo 25 de ani, care s-a luat după o metodă citită prin presa populară așa, că 29 de zile să bea numai apă distilată. Nu știu cine a recomandat, în fine, nu cred, ea știu că a citit într-un ziar. Și în, în organismul omului funcționează, că apa e 70% din corp, deci e foarte importantă. Și lichidele funcționează pe baza unei presiuni numite presiune oncotică. În momentul când ea și-a umplut corpul cu apă distilată timp de 29 de zile, s-a produs o dereglare între presiunea dintre celule și în afara celulei și apa din sistemul ei celular a invadat în spațiu extracelular și a umplut plămânul de apă în alveole și în câteva minute s-a dus. Am citit mulți nutriționiști, mari păcăriști ai planetei, care recomandă Max Gerson, de exemplu, care știi dumneavoastră, cunoaște, da. Așa? Și mulți care au, au multe cărți, le-am acasă, care ne învață să bem apă distilată, pentru că e singura apa de ploaie care ar fi bună, dar datorită că prin intre nu, nu e... Da. Pot, nu înțeleg. Vă spun ce cred eu. Sunt convins că Gerson nu a scris așa ceva. Și cărțile preluate ulterior, scrise din cărți, din cărți, tot așa, au deformat foarte mult pe baza unor păreri proprii. În teologie, de exemplu, e foarte grav că omul să aibă părere proprie. Trebuie să bizuie pe dogmă, pe tradiție, pe așa. În, în al doilea rând, noi, chiar dacă ar fi spus Gerson chestia asta, avem dreptul să nu fim de acord cu el și vă spun de ce. Noi ne inspirăm de la natură tot timpul. Arătați-mi o singură tradiție la popoarele vechi, evreu, indian, chinez, japonez, nu mai știu care, care beau apă distilată. Nu, nu se găsesc, vă spun eu. Filtrele opresc nutriții? Dar apa în care stă argila, da. Apa în care stă argila, se decantează, se putem, aceea tulbure, este benefică? Da, da, pe, conține minerale. Da, da, da. Păi și aici tot de la natură ne informăm. Apa care o scoatem de la 100-200 de metri are un pH ridicat. Nu știu dacă știți. Adică acum există moda asta pH-ului alcalin. Dar apa normală, ca să nu zic apa, este alcalină care vine din pământ. Da? Cum stimulăm imunitatea copiilor mici și foarte mici? În primul rând, deci aici e un mit cu imunitatea. Nici nu prea se înțelege cuvântul imunitate, că vin mereu, mame spun, vreau să-mi dați ceva de imunitate. Dar copilul tău are ceva, nu. Păi atunci are o imunitate bună. Așa. Cum e cu imunitatea? 99,99% din copii se nasc cu o imunitate bună, adică normală. Și încep să-și o piardă foarte repede, într-un an, doi, datorită greșelilor făcute de părinți. Asta e problema. Una din greșeli este alimentația cu zahăr. Zahărul creează un pH acid. Zahărul face să simtă bine toți microbii, paraziții, protozoarele, virusurile, richețiile, oxechiile, în, în zahăr, tot să simt bine. Toate jivinele astea să simt foarte bine. Așa? Zahărul nu a existat în alimentația omenirii în mod tradițional. El a fost rafinat în anul 1833 pentru prima dată și astăzi s-a ajuns la un consum de 55 de kg de zahăr pe cap de locuitor în America și 33 de kg de zahăr pe cap de locuitor în Europa. Este unul din cele mai răufăcătoare alimente din câte au fost vreodată în istoria umanității. Și o a doua cauză pentru care se pierde imunitatea generală a copiilor este abuzul imens de vaccinuri care se practică în unele țări. Cum se întâmplă asta? Eu nu se înțeleagă că sunt total împotriva vaccinurilor. Sunt, da. Așa, doar un deci, când
Dumneavoastră, ca mame, nașteți un copil care are o zestre de anticorpi nespecifici, niște imunoglobuline nespecifice, într-o cantitate mare, suficiente ca să-l apere de orice microorganism din mediu. În maternitate îi se face primul vaccin la câteva minute după, după ce se naște, așa, în mod barbar, așa. A doua zi mai face încă unul, la 3 luni mai face încă 3, la 5 luni mai face încă 2, la 7 luni încă 2, după aceea urmează încă 6 infarixul, încă până la 3 ani îi se face cam 30 de vaccinuri unui copil. Sunt 6 într-unul, 5 într-unul, 3 într-unul, așa. Și injectarea acestor formule chimice stimulează fabricarea de anticorpi specifici. Dacă eu am injectat ceva contra tuberculozei, organismul e obligat să fabrice anticorpi contra tuberculozei. După aceea contra rujeolei, după aceea contra etc. etc. Bun. Dar această fabricare de anticorpi se face luând din rezerva de anticorpi nespecifici, cu care s-ar fi putut apăra față de orice. Și rezervorul ăla tot scade. Tot scade. E normal să scadă. Dacă până la 3 ani eu oblig trupul unui copil să reacționeze în 30 de direcții diferite imunologice. Dar există vreo lege în România ca mame care ne-ar putea da dreptul să refuzăm aceste vaccine? Sigur. Dar medicul niciodată nu ne-a informat, copilul meu e mare acum, dar vreau să spun că niciodată nu ne-a informat de partea asta negativă pe care pot. Eu m-am informat destul de târziu acum. Trebuie să-l informați dumneavoastră pe el. Pe copilul și pe nepotul, da. Dar să știe că are dreptul și să poată... Dar nu primesc la grădiniță fără carnet de vaccinare. Nu-i primesc la grădiniță fără carnet de vaccinare. Nu e adevărat. Totul pornește de la informație și legislație. Deschideți site-ul Ministerului Educației. Da? edu.ro Și o să vedeți un ordin al Ministrului Educației care spune așa: niciun copil nu poate fi refuzat din sistemul de instrucție școlară pe temă de vaccin. Nu, legea e de partea noastră. În populația e mai greu. Am eu o fostă studentă care are 7 copii. E doctoreță. Și ea a fost în un timp vehementă împotriva vaccinurilor, după aia, cred că a mai amenințat-o pe acolo, la minister, nu contează. Cert este că ea, concepția ei este mai degrabă nu sau cu mult discernământ. Și eu zic, cu mult discernământ. Am avut un pacient care a făcut de 3 ori meningită pneumococică, în comă, eu l-am dus odată cu salvarea repede la spital, așa, pentru că avea un gol imunitar față de pneumococ. Și eu l-am trimis să se vaccineze. S-a vaccinat și are 6 ani de când n-a mai făcut niciun puseu. Pentru că aveam dovada clinică și paraclinică că acest om nu se apără față de pneumococ. Și am avut toate motivele să-l vaccinez. Da? Ok. Dar ce-mi povestește doctorița asta de la în cabinet? Zice, intră mămica cu copilul în cabinet. Zice, de ce ai venit, mămică? Păi, copilul meu are astăzi un an și eu am venit să-l vaccinez. Dar dacă are un an, era mai bine să stai să-i faci un tort, să pui o lumânare acolo și... Păi, n-ai mâine, în altă zi. Nu, nu, că e important să fie vaccinat astăzi. Bine, zice, atunci, dar eu, legea mă obligă să-ți citesc efectele secundare ale vaccinului. Așa e legea. Dacă nu v-a spus doctorul, mă rog. M-am vaccinat, m-am mușcat o pisică. Ideea este că n-au avut toate dozele până la sfârșit. După aceea am aflat mai multe lucruri și m-am mai vaccinat cu ultimile doze până la 5 câte erau. Dar nu există informație și nu există legislație. Asta vreau să vă spun. Că nimeni nu are răbdarea să spună, știți că există și parte adversă. La niciun medicament, foarte puțini oameni, foarte puțini doctori care au răbdarea dumneavoastră și să ne informeze și pe noi. Cum reacționează mamele? Doctorița începe. Zice, roșeață la locul injecției. Mama, ascultă. Febră. Mama, ascultă. Comă. Mama, ascultă.
moarte subită. Și mama zice, la care mână vreți să-i faceți, doamna doctor? Da, nu se poate. Da, se poate. Că așa am fost educați ani de zile. S-a făcut ca un plan cu ceea. Și domnul doctor, eu am făcut prostia și am făcut vaccin. Așa. Și mi-am obligat și copilul. După 4 ani, nu plâng. Ce s-a întâmplat? Dar poate din altă cauză. Cu ce diagnostic am zis? Eu m-am gândit tot timpul. Nu există dovezi în sensul acesta, cât sunt eu de împotriva sistemului, așa, până la urmă, dar deocamdată nu există aceste dovezi. Există niște dovezi puține, sumare, s-ar putea în următorii 10 ani să fie mai multe, pentru că România are 5.000 de cazuri de cancer în pediatrie. Iarăși este cel mai mare număr din Europa raportat la populație. Nu, eu l-am făcut, nu copilul. Da, să vă spun. Ei bine, s-au pus problema cercetătorii și în străinătate, de ce cresc numărul de cancere la copii. Acum 40 și ceva de ani când am terminat o facultate, nu era o secție de oncopediatrie. Acum aproape fiecare spital județean și din București au secții de cancerologie pediatrică. Deci sunt foarte multe cazuri. Și de-abia acum vreo 5-6 ani au apărut niște studii timide, dar neconvingătoare încă, precum că tiomersalul din vaccinuri, o substanță prezervantă, și cu alte mecanisme pot induce leucemii la copii. Sunt cercetări foarte la început și nu putem să acuzăm deocamdată. Dar vă spun ce se discută în lumea medicală. Nu vă gândiți la asta, că nu există dovezi că de acolo. Poate vă încadrați la celelalte, care se pot corecta. Poate ați mâncat zahăr rafinat toată viața, mult dulce. N-am fost o mâncătoare de mezeluri, n-am fost o mâncătoare de zahăr. Eu nu mănânc, eu o cafea dacă vă fac fără zahăr. Eu nu mănânc dulce. În schimb, am consumat carne. Iată. Carne săptămânal. Nu, săptămânal e în regulă. Să nu fie zilnic. Chiar și zilnic. Aici e problema. Sau poate de două ori pe zi. Și ce aș putea, domn doctor, acum să fac să mai stopez? Sunt conștientă de gravitatea bolii. Să renunț la carne de tot? Complet. Da. Să mănânc mai vegetal. Fără, dacă vreți să fiți așa riguroasă pe tema aceasta, fără carne, fără mezeluri, fără zahăr, fără Coca-Cola, fără ouă, că au proteine de origine animală, nu de altceva, iar dintre brânzeturi, care au și ele proteine de origine animală, doar brânzeturile fermentate sunt acceptate la bolnavul cu tumori. Cum prevenim și cum combatem diareea la copiii mici? Sunt și medicamente, dar există și plante suficiente. E o plantă numită Cotinus coccigrea, care este cea mai bună. Zahărul brun este o alternativă bună? E mai puțin rău. Nu, nu, depinde. Dacă e o păcăleală, e rafinat. Dacă e adevărat, da, e în regulă, dar de ce nu vă gândiți la miere? Dacă ne puteți recomanda un tratament naturist ca înlocuitor al cortizolului, uneori dăunător pe timp îndelungat. Există o plantă numită Trigonella Fenum Grecum, care conține niște nuclei diosgeninici în ea. Aceste diosgenine sunt precursori de cortizol, dar nu au efecte secundare. O avem noi, la naturalia, da. Laptele și derivatele lui. Abuzul. Se consideră factor oncogen? Asta e o discuție cu laptele lungă. De când Colin Campbell, acest mare nutriționist american,
a publicat un studiu în care spune că laptele ar favoriza instalarea cancerului de prostată și după aceea că e un aliment care trebuie scos din alimentația omului. Eu personal nu pot fi de acord cu... odată că nu există nici studii științifice serioase care să dovedească lucrul acesta, în al doilea rând, cum ziceam, ne întoarcem foarte mult la tradiție, ca și la apa distilată. S-a pus întrebarea de secar. Sunt întrebări care se repetă. Nu le putem pune pe toate, că stăm 3 ore. De exemplu, în Sfânta Scriptură, laptele apare menționat de vreo 80 de ori. Chiar metaforic, țara făgăduinței este numită țara unde curge lapte și miere. În perioada în care se consumau lactate, oamenii erau cei mai longevivi din toată istoria biblică, a spațiului biblic cel puțin. A apărut recent o carte numită 7 locuri în lume unde nu există boli. În aceste 7 locuri analizate foarte bine de niște cercetători americani, în 5 din 7 se mănâncă lapte. Și toți sunt longevivi și există un indicator de sănătate medicină, se cheamă perioada de viață sănătoasă. Adică, într-o populație, la români, de exemplu, analizând mii și mii de români, câți ani din viața unui om el este sănătos? La unele comunități sau popoare, 70, 40, 30, apar boli după 40, 30 de ani, etc. Ei bine, majoritatea din aceste comunități mănâncă tot lactate fermentate. În 1912, un savant Mechnikov, care a luat și primul Nobel pentru medicină, a studiat populația din sudul Rusiei și nordul Chinei, longevivă, populație longevivă, i-a studiat flora intestinală saprofită, aia care e un laborator așa mirific acolo al colonului, se digeră, apără de dușmani, de microbi, etc. Și a găsit-o în relație cu lactatele fermentate din zona respectivă. Kefir, sana, lapte bătut, iaurt, etc. Dar sunt alimente benefice. A apărut moda asta, cred că e tot un interes comercial undeva în spate, cu așa numit lapte de soia, lapte de... Nu e... Dar de capră? Da, e foarte bun. Ce problemă? Dar soia nu e vacă. O secundă, să rămânim un pic, că e foarte important. Da. În studiul China, așa cum a spus dumneavoastră, Campbell, vorbește, a făcut o experiență pe 880 de milioane de persoane cu 7500 de cercetători de toată planeta. Așa cum acolo se vorbește într-adevăr că laptele generează cancer, în general. Deci, pe lângă că vorbește studiul China, care s-a făcut pe timp de 30 de ani studiu pe oameni, și alt nutriționiști la ei noștri, care chiar vorbesc că pancreasul nu, organismul nostru nu poate digere laptele sau toate chestiile. În concluzie, de la 4 ani jumate, organismul nu are nevoie de lapte. Nu are capacitatea să-l Dar mă rog, iertați-mă că am întâlnit. Nu, e foarte bine că ați întâlnit. Ne perturbă memoria, nu știm ce se face. Exact, Pentru că la început s-a vorbit că nu e bine să mâncăm laptele fiert, că el distruge mezimile tot, de care sunt de acord. Laptele nefiert ar fi o capodoperă, o minunăție a planetei, a noastră, bun, n-ar face bine. Netratat termic, să mențin mezimele toate și vitaminele. Dar ultimile studii care, repet, ăsta s-a făcut, 880 de milioane s-a făcut studiu, timp de 30 de ani, mă întreb eu, care citesc cartea și am citit-o de câteva ori, că mi se pare enorm, de cea mai mare carte după planetă, de când s-a făcut, lumea spune, așa spune la începutul cărții. De cel mai mare studiu de când a apărut omenirea până astăzi e studiul China. M-am întrebat eu, dacă oamenii ăștia, 6.000 de cercetori cu China, cu toți mari specialiști, spun că laptele e o travă, mă întreb, mai beau sau nu mai beau lapte? Ok. Continuăm discuția. Urmăriți-mă. Deci, iertați-mă, o mică rugăminte, să nu uităm totuși de faptul că ne aflăm într-o biserică. Vorbim pe subiect și predicat.
Lăsați comentariile laterale, fiindcă nu ne mai înțelegem, se creează vânzoleală și gălăgie în biserică și pentru la liniștea și nu ne mai înțelegem unul cu celălalt. Când faci analiza statistică a corelației factorilor patogeni dintr-un popor, nu poți să iei un singur element în discuție, pentru că există antagonisme și sinergisme în populația care mănâncă zeci de feluri de mâncare. De exemplu, femeile chinezoice care emigrează în America fac bolile americanilor datorită faptului că au schimbat stilul de viață. Asta este o problemă. A doua problemă, teoria cu laptele, n-a apărut la Colin Campbell prima dată. Și el, pe șobolani, a experimentat cu lactoză, nu cu lapte. Dar pe țâța vacii nu este lactoză, este lapte. Deci lactoza este ceva și laptele este altceva. Vă dau un exemplu dintr-o lucrare de licență. Am adus la un moment dat o studentă de la Montpellier, mă rog, cunoscut-o pe profesoară aici, și a făcut o lucrare de licență aici în România cu fostul meu conducător de doctorat și au studiat planta numită Sinfitum sau tătăneasă. Și au descoperit în ea 5 glicozis, dintre care primul este cancerigen, iar al cincilea este anticancer. Un ziarist a scris un articol în ziare și a zis plafarul vinde moartea la pachet, că dă tătăneasă la oameni. E, nu e adevărat. Eu am urmărit doi bolnavi care lucram la Institutul de Medicină Internă cu leucemie, care au trăit 25 de ani luând tătăneasă. La ei, pentru că erau bolnavi de cancer, a funcționat glicozidul numărul 5, anticancer, iar la unul sănătos, dacă ia o plantă fără să aibă nevoie, în mod sigur funcționează celălalt, care induce o boală. Deci, cartea Nu hrăni cancerul, care am scris eu acum 2 ani, am scris-o cu o elevă de-a lui Colin Campbell, care a făcut un masterat cu el. Și am pus prin această, prin Cristela Georgescu, i-am pus întrebarea. El trăiește, da? Și problema suportă multe discuții. Dacă știți de unde a apărut teoria asta falsă, cu laptele? De la un japonez, înaintea lui Colin Campbell, care a spus că mamiferele mănâncă lapte numai când sunt pui. Păi da, dar noi nu putem compara o vacă care are 4 camere gastrice, care are alt pH în stomacul ei, care este rumegătoare. Cum să o compar eu cu un om? Nu pot. E o greșeală științifică, elementară. Nu se poate. Că am la ședințe, așa ca la dumneavoastră, mame care insistă. Nu e adevărat, că mamiferul. Și atunci nu mai am argumente și îi spun, doamnă, mereu exemplu cu vițelul cu copilul nu este vițel, mama nu este vacă și tatăl nu este boc. Mai este excepție. Cu anumite excepție s-ar putea. Ionizatoarele opresc nutriții? Nu știu să vă spun, chiar nu știu, mă informez. Diabetul zaharat la copiii de 4-5 ani, există remedii pentru el? Din păcate nu, numai insulină. Produsele de soia cu specificul lor inedit. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Știu că ei nu folosesc soia modificată genetic. Cine? O firmă inedit din Bâlci. Ce părere aveți despre alimentația? Rovegan. Mai bine să vă explic altfel. În Geneză, capitolul 1, versetul 29, se prevede alimentația omenirii până la potop. Mii de ani. Și anume, cum spune? Hrana voastră să fie semințele ierburilor, adică gramineele, adică cerealele, și roadele pomilor, adică fructele. Astăzi, știința a demonstrat că un om poate trăi numai cu cereale și fructe. Cu condiția să mănânce complex. Multe tipuri de cereale, multe tipuri de fructe. Numai cu pește, sau numai cu lapte, sau numai cu ouă, sau numai cu carne, nu poate trăi. Numai cu cereale și fructe poate trăi viață normală. După potop apare în Scriptură permisiunea de a mânca carne animalele curate. Nu intrăm în detalii,
rumegătoare cu copita despicată, etc. Bun. Vine Noul Testament care spune, e mult mai nuanțat, și spune, puteți mânca tot ce se vinde la măcelărie, cum s-ar spune, puteți mânca carne, dacă nu este jertfită idolilor, și să nu fie sânge și animal sugrumat. Astea sunt interdicții categorice în Noul Testament. Dar, zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, bine este să nu mâncați carne. Puteți să mâncați dintr-un motiv duhovnicesc, pentru ca să nu considerați ceva necurat ceea ce Dumnezeu a oferit omului. Dar bine este să nu mâncați pentru sănătate. Da? Probabil. Nu spune legea. Bine este. Puteți să mâncați, dar bine este să nu mâncați. În Biblie apar alimente tratate termic. În știința nutriției apar alimente tratate termic. Dacă chiar v-ați hotărât să mergeți spre o dietă extremă din cereale și fructe, ca la Geneză, capitolul 1, versetul 29, nu cred că puteți digera cerealele crude. Porumbul crud. Nu cred. Grâul crud, secara, orzul. Ele, sigur, vine a doua parte a problemei. Cât de tratate termic poate să fie? Cât mai puțin posibil. Asta e adevărat. În întreaga Scriptură, grâul, care apare de vreo 800 și ceva, aproape de 1000 de ori și este considerat cel mai valoros aliment din tot ce există pe planeta Pământ, chiar i-a și spus un nutriționist, laptele de mamă al Pământului, pentru că are compoziția în raport glucide, proteine, minerale, aminoacizi, etc., foarte asemănătoare cu laptele de mamă. Da. Grâul era de alt tip în vechime? Era de alt tip. Nu, nici astăzi nu e grâul decortecat. Altceva de sus se referă. E vorba de grâul spelta, care era cultivat în zona Palestinei, și grâul camut, care era în zona Egiptului. Astăzi nu mai... Ba există acum, că s-au descoperit mormintele faraonilor și a pornit după 5.000 de ani. Și noi avem la naturalea grâu spelta și grâul camut. Dar în Biblie grâul apare consumat sub patru forme. Odată, boabe prăjite pe o lespede de piatră în capitolul 4 Regi, cât de găsiți, rumenite, deshidratate pe o lespede de piatră, supuse unui tratament termic ușor. Pâine nedospită, pâine dospită și doar în mod excepțional într-o zi de sâmbătă când apostolii treceau printr-un lan de grâu, au luat în palmă câteva spice și le-au frecat și au mâncat boabele acelea. Și există și altele care sunt tratate termic, multe, verdețuri, fierturi, etc. Greșeala care o fac bucătăriile moderne, europene, este că tratează termic totul, morcovul. N-ai de ce să tratezi termic, poate fi mâncat crud. Aici este problema. Doar cerealele, leguminaceele și cartoful nu pot fi mâncate crude. Cartoful, pentru că conține solanine, leguminaceele, pentru că au niște lectine în ele, toxice, și cerealele, pentru că fibrele sunt foarte greu de digerat crude. Am avut o salariată odată care mânca făină crudă și am zis, ce mănânci pe ea? Păi ce nu ziceți voi, doctorii, că crudități le-s bune? Am piatră la fiele de aproximativ un centimetru. Ce tratament naturist trebuie să urmez? Precizez că nu doresc să ajung la operație. Da, nu se știe dacă puteți scăpa de ea. Încercați cu un decopt de rădăcină de dud. Am avut câteva cazuri care s-au rezolvat. Tratați bolile parazitare? Mă interesează infecția cu Echinococcus. În mod special. Da, există o plantă numită Tanacetum, mai există uleiul, dar nu prea se găsește în România, uleiul presat din alune de pădure, care alungă toți paraziții. Tratament homeopat. Hipertiroidie.
hipertiroidie, hipertiroidie. Ce recomandați? Există un remediu numit Lycopus virginicus, dar trebuie văzut cazul, că nu. Alimentația sănătoasă, după părerea unora, este mult mai scumpă decât cea obișnuită. Ce face un pensionar care are o pensie mică de 500 de ron sau o mamă singură care are 3 copii și cu venit de 800 de lei? Aceste categorii nu vor putea să-și asigure un stil alimentar sănătos de 100% și va adopta tot alimentele cele mai ieftine. E adevărat. Ce să facem? Cererea și oferta e total dezechilibrată la... Acum 9 ani, noi am avut o ambiție la Naturalia să acredităm prima pâine bio din România. Nu exista un laborator de acreditare a pâinii bio și am apelat la un laborator din Nürnberg. Ne-a luat câteva mii de euro pe chestia asta ca să dea o ștampilă că pâinea este bio. Ok, dar am pus și o ambiție. Așa, de ce am început noi cu pâinea bio? Pentru că e un aliment care se consumă zilnic. Și a avut soția mea un pacient, un morar, care făcea pâine albă cu aditivi, cu mulți aditivi, cum se face așa, pe vremea aceea, nu știu dacă acum se mai fac el așa, dar care spunea că dacă are șoareci prin brutărie, pune o grămadă așa de aditiv de naia undeva într-un colț și dacă trece șoarecele prin ea așa, mai merge câțiva pași și s-a terminat. Așa. Și atunci a avut un motiv suficient de important ca să facem pâine bio. Nici astăzi, după 9 ani, noi nu putem produce mai mult de 200 de pâini pe zi. Ceea ce este clar că și astăzi o subvenționăm din alte zone ale firmei, consultații, nu știu, așa. Pentru că nu-și scoate banii nici pe departe și e și foarte scumpă. Și după ce am obținut rețeta tot, am dat telefonul unui pacient de-al meu, patron de restaurant, un restaurant cu un dever mare, și am spus, domnul, avem pâine bio, nu vreți la restaurant? Sunteți primul pe care îl sun. Și răspunsul a fost așa, domnul doctor, eu nu vreau că la mine la restaurant mănâncă numai oameni sănătoși. S-a închis capitolul. Am avut o pacientă de la școala americană, de la Tunar de acolo, și ei primesc pachete, catering, nu știu ce, și am spus, cine dă ție mâncare acolo la copii și asta? Zice, te pun în legătură cu firma de catering. Ok. Am sunat-o pe patroană, doamnă, americanii vor pâine bio, nu vreți să luați? Deci eu parcă aș lua, dar eu nu știu ce este aceea. Deci ăsta este începutul alimentației bio în România. Și dacă ai acolo 5 oameni în laborator care lucrează să facă 200 de pâini pe zi, e clar că prețul real este de 10 ori mai mare decât dacă am vrea să calculăm. Cererea și oferta, dacă ar cere foarte multe lume aliment bio, ar scădea și prețul, dar nu cer. Dacă mergeți însă la metro și stați așa ca spectator, vedeți niște cărucioare așa care gem de salam, să pleacă așa, de zahărul, e rafinat, salamuri, șuncă, roz, verde, așa, chiar îl mișcă din greu așa. Dar pâinea bio este mult mai consistentă și oamenii, dacă s-ar gândi, cu bani puțin, ar mânca sănătos și mult mai puțin. Noi mâncăm mâncare multă și proastă. Domnule doctor, făcând o mică paranteză, sunteți fondatorul primului spital creștin din România, în epoca a fost decembristă. La câțiva ani, spitalul Cristian, la câțiva ani mai încoace ați întemeiat hospisul Sfânta Irina de la Voluntari. Mai încoace ați început clinica de la Nera. Între timp ați fost profesor și prodecan la Facultatea de Teologie din Craiova. Autorul unor cursuri de bioetică. Un mare mărturisitor. Întemeietor și colaborator
publicist la, în cadrul editurii Cristiană. Cele mai multe cărți ale dumneavoastră au apărut sub egida acestei edituri. Aș vrea tare mult, în câteva cuvinte, să vorbiți puțin despre Cristiana, spitalul, cu sora Eugenia Vlad, cu cei care ați întemeiat, cu unii dintre cei mai renumiți pacienți pe care ați avut, Petre Țuțea, Dumitru Stăniloae și alții. Să vorbiți puțin despre hospisul Sfânta Irina și despre ceea ce faceți acum la Nera, faceți un lucru extraordinar, și să încheiați cu Centrul Medical Naturale. Okay. Sigur, să nu uitați nici de editura, Cristian, așa, din fiecare câte puțin. Conceptul de medicină creștină se întemeiază pe o axiomă. Cum spune, ce spune această axiomă? În maximum 10 cuvinte. În bolnav suferă Hristos, în doctor lucrează Hristos și în preot dezleagă Hristos. Și în felul acesta se împlinește un verset de la Matei, cred, 26, mai puțin contează, așa, care spune că, Mântuitorul spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Deci, Spitalul Cristiana s-a întemeiat pe această axiomă. Deci, Spitalul Cristiana s-a întemeiat pe această lege. Și acolo, încă de atunci, ne-am început să studiem modul cum Hristos suferă în bolnav, modul cum Hristos lucrează prin doctor și modul cum Hristos dezleagă prin preot. N-a fost chiar așa de simplu. În 89, eu am avut unul din cei mai mari duhovnici din Ortodoxia, aș putea spune, Părintele Visarion de la Clocociu, care, atunci eu i-am spus, Părinte, uite, au căzut comunismul, ateu, nu știu, de acum putem să ne manifestăm, să facem biserici, să facem așa. Și el mi-a spus, nu e adevărat, tu nu cunoști bine semnele biblice dinaintea sfârșitului lumii. Cu cât înaintăm spre sfârșitul lumii, iubirea și credința se vor răci. Ăsta e unul din cele 7 semne. Părinții le știu și pe celelalte 6. Așa. Am făcut acest spital după 4-5 ani în care spitalul a lucrat bine, cu maici pe care le-am școlit, 5 dintre ele le-am trimis la facultatea de medicină, 80 și ceva au ajuns asistente medicale, se lucrează în toată patriarhia acum, în toată țara, etc. Așezământul a fost distrus la un mod bestial, aș putea spune. Ce înseamnă bestial? Cu procese verbale false, cu urmăriri cu mașina, cu telefoane de noapte de amenințare, cu procese, 12 procese, deci a fost un întreg scenariu. Șantaj, sabotaj. Șantaj, sabotaj, defăimări în presă. Un an de zile am ținut pagina întâia a multor ziare din România care încercau să demonstreze cât de rău este Spitalul Cristiana. Sigur că eu am făcut o greșeală când am întemeiat acest spital. Pentru că în anii 90 am făcut Asociația Cristiana ca o asociație filantropică medical-creștină și am avut la televizor împreună cu Părintele Voicescu. Și am spus că am întemeiat o asociație medical-creștină în ianuarie 90. Și în următoarea zi am făcut greșeala că am pus și telefonul pe ecran. Am primit telefonul la modul acesta. Alo, Asociația Filantropică Cristiană? Da. Vă rog frumos să-mi dați o garsonieră, că eu n-am. Sunt
sunteți asociație filantropică, nu? Sau mă înțeles eu greșit la trezor? După aceea, alo, asociația creștiană, da. Eu am apendicită, dar eu aș vrea să mă împărți la New York, aici nu prea sunt medici buni, vă rog frumos să-mi aranjați bilet și asta. Deci asta era percepția poporului român la vremea aceea. Și atunci a trebuit să fac o combinație nefericită cu Ministerul Sănătății. Din fericire, atunci am dat peste un ministru foarte așa deștept și umblat și el mi-a spus așa, eu înțeleg ce vrei tu să faci, tu ești cu biserica, nu? Tu vrei să faci un spital fără avortologie și fără șpagă. Dacă tu vrei să fii directorul acestui spital, eu îl fac. Acum, pe loc, te închid într-un birou cu un consilier de-al nostru, redactezi hotărârea de guvern și mâine o ai, îți iau de la primul ministru. Dacă nu vrei să fii, nu-l fac, pentru că nu cred că ai să reușești. S-a făcut Spitalul Cristiana și prin salarii eram dependent și prin clădire de Ministerul Sănătății, de guvern. Au început să vină multe ajutoare și străinii mi-au spus, ai făcut o greșeală, noi am trecut prin asta acum 200 de ani, o să te distrugă. Eu eram naiv și ziceam, lasă că mai învață și ei creștinismul, nu știu ce, în fine. Ne-am dezvoltat atât de puternic că după 2 ani am început construirea unui mare așezământ medical eclezial, așa să-i spun, bisericesc, în șoseaua Pipera numărul 49. Apropo, în Spitalul Cristiana ați sfințit și prima capelă, spital după Revoluție. Da. Sigur, exact. După 5 ani, acel Spital Cristiana de la Obor a fost preluat de Poliția Comunitară a Sectorului 2. După aceea am început construirea unui mare spital. La vremea aceea era gândit ca cel mai modern, în șoseaua Pipera 49, o catedrală în mijloc, cu ceva superb, așa. Am trimis arhitecții în Suedia, în Anglia, să consulte, să... Mai erau vremurile acelea. Acolo a fost o piatră, așa, de încercare, pentru că n-au conceput niște oameni din țara asta să apară un spital pentru săraci, pe o întindere de 10 hectare, atât am obținut eu actele de la minister. 100.000 de metri pătrați în zona 0 a capitalei, partea de nord. Și au început mai multe lupte pe zona respectivă. Mi-au trebuit câțiva ani până am aflat cine era în spatele acestor lupte foarte mari. Doi din cei din oamenii care s-au luptat să pună mâna pe terenul de acolo, din păcate pentru ei, trebuie să ne rugăm pentru ei, sunt deja după gradii cu ploaia asta de arestări din ultimii 2-3 ani, așa, dar nu pentru asta. Nu pentru că cred că au făcut rele mult mai mari decât a fura terenul de la Cristiana. Așa. S-a distrus și sigur că a rămas partea spirituală a proiectului, adică a rămas Mănăstirea Cristiana, ulterior am reușit să aduc din Elveția 100.000 de franci de la niște oameni cum se cade de acolo, au făcut un azil de bătrâne, Mănăstirea Cristiana, care funcționează, e unul din cele mai bune din București, și în mod fericit așa, locul pe care s-a făcut sfințirea de către episcopul Teofan din vremea aceea, s-a început o biserică mare și acum continuă ridicarea ei. Era acoperiș, începarea. Deci, partea spirituală a proiectului n-a pierit, a pierit partea aceea profesională, medicală. Am fost alungați de acolo la voluntari, în privat, și după vreo 2-3 ani după ce ne-am revenit așa, am început să construim un spital pentru bolnavi de cancer în stadiu foarte avansat, se cheamă Sfânta Irina, de data asta, fără niciun amestec cu statul, cu guvernul. Și ăsta a și reușit. Adică funcționează din donații, destul de greu. De câți ani? De 9 ani.
Pentru că, de ce destul de greu? Pentru că România este singura țară din Uniunea Europeană unde statul ia TVA-ul la fundațiile medicale și nu dă înapoi. Adică e mai rău decât un SRL. Dacă aș fi făcut acolo un SRL, aș fi putut recupera TVA-ul. Așa, e un aspect profund imoral și amoral. Un om vine și dă o donație de 1 milion de lei și 24% din ei îi ia statul român. Pentru că nu mai pot recupera. Da? E unica țară, am făcut scandal, am pus la ministru de finanțe, Uniunea Europeană. Așa e codul fiscal al României și la revedere. Te dau afară. Ei, aici văzând bolnavii cu cancer în stadiu avansat, toată drama lor, prin ce au trecut până au ajuns acolo, etc., am văzut că lipsește în România cu desăvârșire una din tehnicile de tratament oncologic, care se cheamă recuperare oncologică. Pentru stadiul 1 de cancer. Și atunci am câștigat un proiect european de câteva milioane de euro, la care mai trebuie să punem noi câteva milioane, de aceea cei care ați cumpărat cartea, să știți că ați și pus o cărămidă acolo, pentru că banii merg toți acolo. Am reușit numai din cărți să vând carte de vreo 50.000 de euro până acum, inclusiv traducerile care s-au făcut în spaniolă, acum în greacă, în suedeză, așa. Și ne chinuim să punem la anul în funcție acest centru de recuperare oncologică, care este primul de natura asta, ca un alt tratament decât cel cu citostatice, care nu se exclud, dar trebuie să fie, așa cum este în toată Europa. Și unde este centru? Departe, în Valea Nerei este făcut. Județul Caraș-Severin. Da, încă nu funcționează, mai durează. Unde este și o mănăstire, poate le spuneți două cuvinte, că de acolo a plecat. Acolo este o mănăstire numită Mănăstirea Nera, care are 80 de maici, dintre care 10 sunt licențiate în psihologie, 14 sunt asistente medicale, vreo 3 sunt doctorițe. Și cu ele o să mă ajut foarte mult. Vor lucra și ele acolo. Și la voluntari ce capacitate aveți? 30 de locuri, dar sunt numai pentru cazurile foarte grave, gravisime. Da. Și Naturalia? Naturalia e o firmă care promovează hrana sănătoasă și stilul de viață sănătos. Nu. Mănăstirea Nera are însă un laborator de fitoterapie. Eu le-am ajutat să îl pună pe roate și ei acum vând în toată țara. Opinia dumneavoastră despre medicina holistică. Holistică. Pare că în România medicii alopați nu sunt deloc încurajați sau interesați. Interesați. Acum aș vrea să faceți o distinție. Cuvântul englezesc sfânt sau întreg. Ca pronunție asemănătoare și mulți români înțeleg prin medicina holistică sacroterapia și alții înțeleg medicina integrală. Sigur, concepția integralistă în medicină, abordarea bolnavului ca un tot, e veche, nu e un concept modern ăsta. Am citit studii care arată că medicii egipteni erau specializați pe oftalmologie, dar puneau întrebări despre întregul corp, de exemplu. E o concepție veche, că așa e și normal să fie o practică a unei medicini integrale. Dacă e vorba de sacroterapie, însă aș vrea să înțelegem că sacroterapia este o noțiune ortodoxă. Adică, sigur, și ceilalte confesiuni se roagă la Mântuitorul. Dar n-au taina spovedanii, n-au taina părtășanii. Aveți dumneavoastră o carte despre toți termenii medicali găsiți în Sfânta Scriptură, da, dacă da, ne explică da, 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 cum se numește cartea Prima
este lucrare inedită. Meditație la medicina biblică, a apărut în 92. Și așa, ca să vă spun un lucru interesant, am văzut că aici e o biserică foarte vie, aici știam despre ea mai demult. Am lucrat 10 ani la acea carte, ca o carte de sertar. Nu-mi publica mie nimeni o carte de medicina biblică înainte de 89. În 89 am terminat-o, în 90 am dus-o la tipar. Și cuvântul Dumnezeu, Hristos, Duhul Sfânt, vindecare, apărea de mii de ori în această carte. Are 300 și ceva de pagini. Și cu toate versetele care conțineau o temă medicală de la prima fila Bibliei și până la ultima. Și am dat-o la tipar pe o mașină de tipărit din vremea aceea, anii 91. Foarte modernă era atunci, dar fusese tipografia partidului. Și în momentul când au băgat această carte, a crăpat toată tipografia în două, așa să vă sus și până jos, așa, un fir, la terminat. Iar când am făcut mănăstirea Nera, în 93, era un gatăr acolo, la vreo 20 de kilometri. Vă spun asta ca să nu vă speriați când faceți o lucrare creștinească, că se întâmplă. Și în momentul când s-au pregătit să bage talpa bisericii în gatăr, într-un sfert de oră s-a acoprit cerul de nori și a trăznit stâlpul de înaltă tensiune de lângă gatăr. L-au reparat. A doua zi, când s-a dus cu ifronul acela, cu brațul acela de tractor, să apuce grinda, a crăpat în două brațul ifronului. Au adus altul de la un oraș la vreo 30 de kilometri până a doua zi și au reușit să apuce grinda și când au băgat-o în gatăr, a crăpat gatărul. Despre terapii alternative în tratamentul bolilor, acupunctură, biorezonanță, nu bioenergie, terapii... Paul. Paul, cremă de ceală? Să nu greșesc, înțeleg. Sacrală, cred. Așa. Da. E mult de spus aici, v-aș recomanda cartea anumită Spitalul Creștin, unde pe 10 pagini am trecut prin filtrul dogmei și învățăturii de credință ortodoxă, fiecare terapie care se practică mai mult așa în Europa. Dar vreau să vă spun din capul locului că medicina, fiind așa o știință și o artă în același timp, trebuie foarte mult discernământ și din partea bolnavului, nu numai a doctorului. Am fost odată la un congres la Lyon și m-am nimerit la masă cu o doctoriță din America de Sud, de pe undeva din Argentina, Brazilia. Și ea m-a întrebat din ce țară sunt. I-a spus că din România, nu auzise, mă rog, nu contează, dar ce religie ești tu, m-a întrebat. Eu sunt ortodox. Nu auzise nici de cuvântul ăsta. Până la urmă i-a spus că eu cred în Iisus Hristos și i-a zis, pe și eu la fel. Ok. Zic, dar dă-mi un exemplu. Cum practici tu religia ta la patul bolnavului? Uite, eu îți spun cum facem. Noi ne punem așa în genunchi sau stăm în picioare sau așa la biserică și ne rugăm pentru bolnavii noștri. Dar cui te rogi, zicea? Lui Iisus Hristos, Mântuitorului. Nu ai spus că tu crezi la fel? Deci, dar tu cum faci? Păi, eu am concepția că bolile sunt date de un diavol. Și? Păi, zicem, așa și un genunchi de bolnav și îl implor pe diavol să plece de acolo. Vorbiți-ne puțin despre cauza emoțională a bolilor, dacă există. Există o teorie a lui Hammer, un doctor neamț, care a pățit multe de la confrații lui, atât de multe încât i-au luat dreptul de liberă practică, la el au reușit, așa, l-au condamnat și la închisoare, 3 ani, dacă rămâne în Germania
face închisoare, dacă este în afara Uniunii, în afara Germaniei, în afara Uniunii Europene, pardon, se cheamă cu suspendare. Cam ca pe vremea lui Deja, așa, aproximativ. Un fel de domiciliu forțat. Ce a făcut acest om? El, pentru că cineva i-a împușcat copilul mortal, a făcut un cancer la foarte scurt timp, pe o bază emoțională, și el soția lui. A studiat foarte mult această problemă, această relație, și a ajuns la niște concluzii, după care a început să practice o psihoterapie bazată pe observațiile cauzelor emoționale ale cancerului. Și a constatat în vreo 30 de ani că circa 6.000 de bolnavi s-au vindecat de cancer, s-au oprit cancerul în evoluție sau chiar au dispărut. Și atunci a făcut prima greșeală a vieții lui, a recomandat în scris și verbal bolnavilor să nu mai facă citostatice. În momentul acela i-au luat dreptul de liberă practică, el s-a încăpățânat, a mers cu ei în justiție și l-au condamnat și la închisoare. Ei bine, el a studiat foarte mult acest... Și pentru că era și absolvent al Facultății de Teologie Luterană din Freiburg sau din München, avea și multe noțiuni de teologie. Și pe una din cărțile lui scrie așa: până nu îi ierți pe toți care ți-au greșit, vindecarea nu începe. Punct. În termeni așa mai... psihologii se cheamă teoria conflictului nerezolvat. Un doctor, unui doctor, un om, un austriac, Pilhar, predă vara, două săptămâni, teoria lui Hammer la Cluj. Și am avut și eu două studente care au fost, s-au învățat și practică și ele în București, acolo unde se pretează. Despre efectul transplantului de organe asupra celui care primește organul respectiv. Ce ne puteți spune? Sunt studii psihologice care arată că viața psihică și personalitatea primitorului pot fi influențate de organul donatorului, în special dacă e vorba de transplantul de cord. Trombofilia se poate trata și cu metodă naturistă? Nu. Anticoagulant? Nu, nu. Există câteva plante, dar nu sunt bine studiate. Se cunoaște o cauza apariției chisturilor ovariene? Cum se pot trata? Sunt cu mare probabilitate cauzate de abuzul de hormoni din ziua de astăzi, care nu sunt numai în pilula contraceptivă sau în ce ia bolnava. Sunt și în carnea de pasăre, în carnea de curcan. Multe alimente au nitrații care sunt anabolizanți ca un hormon. Ce părere aveți despre zaharina? Zaharina în 1932 a fost pusă în afara legii ca fiind cancerigenă. După 7 ani au băgat-o la loc. Că... Sunt bune, sunt sănătoase produsele Herbalife? În general, suplimentele alimentare sunt indicate pentru consum? Este bine? Ce spuneți? Nu m-am ocupat de Herbalife, dar suplimentele nutritive nu sunt alimente. E bine să știm asta. Uitați și un bilet personal. Ștefan, Elena și Sergiu Vlădescu, dacă nu greșesc, pacienții dumneavoastră, vă mulțumesc și vă iubesc. Da, da. Mulțumesc. Da. Fără carne, vorbeați despre lipsa de carne, nu consuma carne, dar vitamina B12, cum se obține în cantități suficiente? Asta e un alt mit în medicină. Se ia cu vitamina E și B. Da. Asta e un alt mit. Pe planeta Pământ sunt peste 1 miliard de vegetarieni. Niciunul din ei n-au anemie birmă. Apropo, știți că părintele ne-a spus care este cea mai bună apă. Apa prefăcută în vin. Da. Nu l-ați auzit, era la apă. Prima minune. La nunta din Cana. Și ultima minune, vinul prefăcut în sânge. Da, 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 da.
Ce recomandați celor diagnosticați cu colon iritabil? O alimentație sănătoasă și să scape de stres. Ce părere aveți despre consumarea sacului din iarbă, verde de grâu? Sucului din iarbă, verde de grâu. Da, e ok. Dar rețineți că nu e un aliment. E un supliment nutritiv, să nu luați ca aliment. Alegeți răul cel mai mic, zahăr sau zaharina. Dacă avem de ales, ce alegem, zahăr sau zaharina sau glucoza? În loc de mezeluri și carne, în general, ce este recomandat să se mănânce în contextul în care produsele sunt foarte scumpe? Produsele bio sunt indicate în... Ce plante sunt indicate în aceste colite? Așa cum încercăm să găsim pacea și echilibrul sufletesc, ar trebui să încercăm să căutăm și un echilibru trupesc. Cum putem trata această boală incurabilă de a fi comozi și de a perpetua obiceiurile alimentare nesănătoase? Doar prin conștientizare? Nu, uitați, vă dau o metodă foarte eficientă. Am avut un pacient odată care era mare fumător și făcea așa pericolul unor boli. Și el mi-a spus așa, domnul doctor, puteți să-mi indicați mânca și foarte prost. Orice restricție alimentară, nu mă deranjează, numai să nu încercați să mă lămuriți să renunț la fumat, că nu veți reuși și pierdem vremea. Și atunci i-am spus, ok, i-am dat un regim bio foarte strict. A zis, n-am problemă. Numai că după 6 luni a venit și mi-a spus, domnul doctor, nu mai pot să fumez. Pentru că el purificându-și organismul, organismul lui respingea și ultima otravă. Instinctiv, deci nu mai... Deci un om care mănâncă sănătos, nu-l paște pericolul nici al obezității, nici al cașexiei, invers, nici al alergiilor alimentare, singur spune ce are nevoie. La centrul de recuperare NERA, materiile prime vor fi cele care provin din zonă. Întrebare. Cred că i-ar ajuta pe micii fermieri din zonă lucrul acesta. Da, sigur, dacă vor să muncească. Sportul. Care sunt beneficiile sportului? Păi, uitați, ca să vă răspund așa, foarte concentrat. Există un doctor, David Schreiben, care a zis o carte, se cheamă Anti-Cancer. Și el dă acolo un studiu american. Au luat 2 loturi de femei cu cancer de sân. De vreo 200-300 de persoane fiecare. Pe un lot l-au pus să se plimbe în fiecare zi o oră, controlat în fața lor, cu pasuri, așa, și după celălalt l-au lăsat liber. Ăla care s-a plimbat a venit cu 40% mai mult decât ăla nu s-a plimbat. De, cum se explică? Efortul fizic consumă multă glucoză din sânge. Și consumă și zahărul rafinat care vine. Un om a întrebat despre pietrele la fire. Vreau să spun că am făcut un tratament și am eliminat pietrele de 2 cm în două și multe altele mai mici. Tratamentul l-am primit tot de la un prieten cu starea amară, sunt din grefuit și e de măsune în anumite cantități, deci un anumit gramaj. Este vorba despre cartea lui Andreas Moris, nu? Presupun. Atenție la această metodă. Odată că majoritatea sunt farse, dar vă explic de ce sunt farse. Nu știu dacă la dumneavoastră a reușit sau n-a reușit. Ok. Uleiul care se administrează, care e în rețetă, nu? Ulei de măsline. Ulei de măsline. Se combină cu sărurile biliare, care sunt alcaline, și în intestin rezultă niște saponificări, care prin o scorbolire până la ieșirea în regiunea anală, seamănă perfect cu niște pietre.
Noi am făcut experiența asta acum 20 de ani, când eram director la Spitalul Cristiană, cu Institutul la Fundeni, și am văzut că nu sunt pietre. Da? Da, exact procesul de saponificare care îl face o țărancă când amestecă sodă caustică, care e alcalină, cu grăsime. Oarecare. Acolo se produce un proces de saponificare, care se solidifică și... Al doilea, știu un caz din Piatra Neamț, de acum vreo 30 de ani, care a făcut procedeul acesta. De vremea aceea era o formulă nemțească numită steinonit, dar tot bazată pe ulei, vin, așa, saramă. Și a avut o piatră foarte dură în colecis, mai mare de 5 mm, și s-a blocat în canalul cistic și a ajuns pe masa de operație. Într-o oră. A scăpat probleme, dar vreau să spun. Da. Mă ziceți de fericul la apă și care este detaliat în sticlă de plastic și dacă se pune în contact cu soarele. Ați mai spus când a spus la librăria... Da, 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 da. Sticlele expuse la soare de plastic dezvoltă niște substanțe cancerigene. Da. Acum o lună sau două, primăria din Los Angeles a dat o hotărâre locală prin care interzice pe teritoriul orașului Los Angeles butelile de plastic. Nu mai sticlă de sticlă. Nu știu întrebare. La un... Acolo, la fața primării sectorul 2, care are un curs care... Am auzit că e un curs atent, da? Sau 170. Adică de 170. A avut probă de apă, dar nu e. Nu e? La furcadă, e mai mult furcadă. Da? S-a infectat. Deci noi avem filtrul de la acetă. Și am și niște de asta de încercare. Asta de la funcționare de până 20 până în 40 se poate. Asta era la canalul la noi, la 1980. Iar aia era cu sola, era 200 și ceva. Și se mai ducea și mai știu că era cu dinamitatea. Deci nu e bună apa de la obor? Nu, că nu e, s-a infiltrat, s-a strâmbit. Eu l-am luat eroare acolo. Pânza freatică a avut. Pânza freatică a fost infiltrat. Și nu îi face nimeni probe la ea. Luați probe și vină pe la... În concluzie și în încheiere, domnule doctor, neamul acesta, poporul acesta, ce boală cronică, incurabilă are și cum poate fi vindecată? Da, frate Steliane, e cu cea mai grea întrebare. Alte popoare nu-și pune întrebă. Da, și sunt mai tâmpare. Da. Uitați cum e cu... Am o răspuns pentru plăteană. Prin anii 50 a fost un comunist numit Vasile Luca. Cei mai bătrâni știu așa. Și la un moment dat au ajuns în închisoare trei bărbați. Și în aceeași celulă s-au întrebat așa, tu de ce ești închis? Păi, și eu am ieșit în piață și am strigat tare, trăiască Vasile Luca. Păi, tu? Și eu am ieșit și un piață, zice, dar nu mai înțeleg, că eu am strigat jos Vasile Luca. Și tu, al treilea, zice, eu sunt Vasile Luca. Cam așa e. Cu ajutorul lui Dumnezeu, până la sfârșitul anului, nădăjduim să ne mai îmbrănicim de două mari și frumoase întâlniri duhovnicești, seri duhovnicești. Pe 21 noiembrie, seara, chiar de praznicul intrării Maicii Domnului Biserică, va veni aici, în mijlocul nostru, Părintele Stareț Nectarie Petre de la Mănăstirea Crazna. La trei zile după, adică de astăzi în trei săptămâni, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile noastre ale tuturor, va fi aici, în mijlocul nostru, Părintele Nicolae Tănase, de la Valea Plopului.
Și celelalte seri duhovnici, celelalte manifestări și sfinte slujbe duhovnicești pe care vom avea parte și ne vom binecuvânta, ne vom bucura cu toții, vă spune mai multe părintele parohului. Da, mulțumesc parohului. Am așa o cântare, Nicolae Tănase, așa pe care îl consider eu un sfânt în viața așa și prieten cu el. Și a venit acum o lună la mine și a venit în cabinet două doamne. În fine, din vorbă în vorbă, s-a băgat și el în vorbă așa și zice, ce probleme. Și nu prea erau cu biserica, le-a simțit el așa. Și le-a spus o glumă. S-ar putea să vă spună și dumneavoastră, dar eu acum l-anticipez. Și zice, a venit la mine o familie mare, numeroasă. Și a zis, Părinte Nicolae, avem mari probleme, necazuri, închisori, accidente, nu mai știm ce să facem să scăpăm. Și părintele zice, Doamne, 100.000 de euro, dacă aveți, eu vă scap de toate. Și și-au făcut așa un cat, tu 10.000, tu 50, tu așa, și gata, se rezolvă. Părintele zice, nu, stați. Zice, am o metodă gratis. Vă spovediți fiecare și nu, asta nu. Mulțumim, mulțumim. Stai, stai. Pentru dumneavoastră era. A, s-a oprit, da? Ce rugăciune? Nu mai e, nu mai e. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte Paroh, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă mulțumim de suflet, Domnul Doctor, mulțumim de suflet, ați venit.